spus că n-am fost primul pianistă să prezint, dar ea a spus că după ce a văzut prezentarea mea, a zis să mă pună primul. A vrut să fie politicoasă, dar de fapt eu știu că a văzut că prezentarea e plină de cifre și cu siguranță a vrut să fiu primul ca să încă se simte efectul cafelei asupra dumneavoastră și să nu adormiți la prezentare cu multe cifre. Așa și-a devenit un reprezentant companiei de audiție cu locanță în Săneac, așa că am venit cu slide-uri și cu cifre. Bun. Prezentarea de dimineața de deschidere este legată de afaceri de familie. Nu antreprenoriat în general, ci concret afaceri de familie și anume antreprenorii care sunt la prima, la a doua, la a treia, la a n-a generație. Desigur că în România vorbim probabil acum, în 2014, cel mult de o afacere eventual la a treia generație, desigur a doua, sau chiar prima, cu speranțe că o să fie a doua generație, care sunt acum adolescenți, copii 15 ani, poate tine la 20 de ani, care poate o să prea fie vreo de afaceri. Dar fiindcă e un fenomen relativ nou în România, e vechi în alte țări în vest, unde vorbim chiar cunoscut câțiva antreprenori care sunt la recordul personal pe care l-am văzut eu și cineva la a noua generație, în 1750, ceva de genul ăsta. Am văzut inclusiv portretul primului înființator a afacerii, cineva cu perucă, deci că e desen de la unul din mai pictori olandez. Vreau să spun că e un fenomen nou, dar totuși este o chestie foarte interesantă și un fenomen foarte interesant care trebuie înțeles și nu este încă foarte bine înțeles pentru că n-a avut ca și țară prea multă expunere, ca și lumea antreprenorului românesc, prea multă expunere la acest fenomen de prea multe generații, ca să înțelegem exact care sunt problemele specifice antreprenoriatului de familie, care sunt potențiale soluții, care s-au găsit la muncă, s-au găsit în lumea largă. Și ce mi-am propus astăzi să acopăr câteva aspecte mai puțin cunoscute, dar care au fost destul de bine studiate afară și care cred că o să fie cu aceeași aplicabilitate și în România. V-am zis de cifre și cu siguranță în spatele ceea ce o să vă spun astăzi stă un studiu făcut de Estonia, unde au fost intervievate 280 de afaceri de familie în 33 de țări. Și vorbim de afaceri destul de mari, dacă vedeți, iar statistici, vorbim cel puțin aproape jumătate din afaceri, sunt peste 1000 de angajați și o statistică foarte importantă, peste 60% sunt la a treia generație. O să vă spun un pic mai târziu ce înseamnă a treia generație, statistic vorbind, și este un mare lucru. De aceea studiul este foarte relevant și chiar indică diferența adevărată între afaceri de familie și altfel de afaceri. Bun, domeniile, cum vă puteți echipui, tot ce e legat de business, de familie și strategii comerciale și nu apare aici pe listă chestii de succesiune pentru personal și așa mai departe, dar o să ajungem și acolo. Bun, afaceri de familie, concluzia studiului spune că afaceri de familie de succes se gândesc pe termen lung. Sună evident ca un truism. S-a arătat un om de afaceri care spune că se gândește numai pe termen scurt și trăiește cu ziua de azi și nu se gândește la ziua de mâine. Adică toată lumea se gândește la ziua de mâine. Însă, ce înțeleg afaceri de familie pe termen lung e un pic altceva decât înțeleg altfel de afaceri. Și aici, cred că contrastul destul de mare și destul de evident, putem vedea între afaceri de familie și să spunem că marele corporații cotate de la bursă. Tuturor este cunoscută presiunea, practic sau teoretic presiunea, la care sunt supuse bordurile companiilor și managementul companiilor cotate de la bursă pentru a atinge obiectivele trimestriale. Deci, chiar dacă motoul companiei și locul companiei vorbește de termen lung, investiții pe strategice, ieși din alte țări, continente și așa mai departe, până la urmă, presiunea agențiilor de rating, presiunea investitorilor, este pe următorul trimestru. Cât e earnings, cât e earnings per share, cât e cotația, scad acțiunile, cresc acțiunile,
Dacă scad prea mult acțiunile, șeful și CEO poate, echipa poate fi schimbată, CEO poate să-și pierdă jobul, cum s-a întâmplat desigur. Deci sunt foarte multe exemple. Chiar dacă nimeni nu recunoaște că short-termismul este strategia unei multinaționale, este o influență foarte mare a gândirii pe termen scurt, din cauza investitorilor care sunt pe o piață, piața de capital, cei care pun această presiune. Ceea ce este foarte normal și foarte ok într-un fel, pentru că asta e, dacă vreți, baza capitalismului. Aici apare un contrast foarte mare la o afacere de familie. Și chiar pot să vă dau un exemplu. V-am spus de acea persoană la noua generație. Era o afacere de familie din Germania. Și cel al nouălea, chiar spunea ce s-a întâmplat în timpul crizei din 2007-2008, când chiar afacerile lor au de suferit. De asta, cifra de afaceri a scăzut aproape cu jumătate, a trebuit să vândă parte de business. Și una din deciziile care s-a pus, una din problemele care s-a pus, să dea afară personal. Avea câteva mii de angajați și cam trebuia să dea jumătate. Și omul trebuie să nu dea pe nimeni. Dacă ar fi o companie listată cu presiunea bordului, cu investitori minoritari și așa mai departe, ei se gândeau și și-au făcut aceste scenarii, foarte probabil nu puteau să reziste, că bordul probabil era schimbat și trebuia să dea oameni afară. A fost o decizie pe care n-au regretat-o, pentru că s-au repus peste 2 ani de zile pe fagașul dorit și așteptat, forța de muncă a fost folosită și firma și-a păstrat și reputația de dedicație față de familie, familie extinsă, toți angajații erau considerați parte din familie, vorbim de mine, așa zic o dată. Și o chestie uluitoare, dacă vreți, într-o lume red clientis a capitalismului. Și asta o chestie foarte interesantă legată de afaceri de familie. De aceea, decizii pe termen lung, dacă vreți, iau mai ușor la afaceri de familie și chiar este un factor de diferențiere. Nu, cum am zis eu, nu este doar un truism. Toată lumea vorbește de termen lung. Afaceri de familie de succes chiar se comportă ca atare. Și de aceea, vedeți, această dungă galbenă lungă, cred că nu puteți să citiți din sala ce scrie acolo, dar titlul apelului este factor crucial pentru succesul continuu al afacerii și primul este perspectiva de management pe termen lung. Dat fiind familia, rare ori riști să fii dat afară, că tu ești și proprietar, și chiar îți permiți să vedești pe termen lung strategic, ceea ce este foarte bun. Bun. O altă statistică pe aceeași temă legată de termen lung, afacerile cu performanțe optime, definite ca creșterea mare peste 10%, chiar au considerat că această perspectivă pe termen lung a fost cheia succesului. Sunt o grămadă de alți factori. Recunoașterea brandurilor, proprietății intelectuale, ce produse unice au făcut, alinierea intereselor patronului și conducerii, dar, privind pe toate astea, locul 1 văzut de afaceri de familie este gândire pe termen lung. Și faptul că își o pot permite. Acum, v-am spus la început de această statistică cu a treia generație. Cam asta e algoritmul de supraviețuire. Din afaceri de familie care încep la prima generație, vorbim de media mondială, dacă doriți, 30% supraviețuiesc la a doua, 13% la a treia, și doar 3% ajung mai departe. Adică dacă, tot cu exemplu acela cu nouă generații, cred că mai sunt că 10 familii în toată Europa de acest gen. Bun. E un factor foarte important și o să vedem de ce. Un factor foarte specific a afacerii de familie este că se pune problema de succesiune. Este familia fondatoare, el sau ea, sau el și ea, eventual frați și surori, care la un moment dat trebuie să se retragă de business. Din cauza vârstei, din cauza problemelor de sănătate și vine a doua generație. În mod normal, ți-ai dori, evident, ca copilul tău să preia afacerea sau cineva din rude să preia afacerea, să aibă grijă de ea, cum ai avut tu grijă de ea ca și patron până acum, nu întotdeauna este posibil. Câteodată copilul nu este interesat sau nu ai pe nimeni din familie în care,
care este capabil să te înlocuiască și atunci se pune problema atragerii unui management din exterior. Vorbim de piața de talente, probabil. Că dacă îmi găsești talente în familie și știi să apreciezi acest lucru, probabil este cazul să atragi un talent de afară. Ca și atragerea unui talent de afară, aici firmele de familie nu se deosebesc foarte mult de restul societăților. E un pic mai complicat dacă ești la prima sau a doua generație, pentru că este o barieră, într-un fel mentală, dacă vreți, de a atrage pe cineva din exterior. Însă, statistic vorbind, lucrurile devin mult mai ușoare de la a treia generație, pentru că deja există o înțelegere foarte clară de generații cum se desfășoară afacerea de familie, ce înseamnă a atrage pe cineva din exterior și atunci lucrurile sunt câteodată ceva mai puțin emoționale. Și în interesul afacerii, introduce unui străin, să-i punem închele mele, un extern este mai ușor. Bun. Eu, altă statistică, nu o să stau foarte mult pe acest lucru. Bun. Afacerii de familie, cum am zis, au un anumit specific. Evident că e o afacere. Vorbim și de EBITDA, vorbim și de PNL, vorbim și de creștere. Vorbim de profitabilitate, vorbim de forță de muncă, sunt multe lucruri comune cu alte afaceri. Însă, sunt un tip de afaceri, și un exemplu de la succesiunea, care sunt destul de specifice business-urilor de familie, afacerilor de familie. Și aici chiar trebuie să știi bine care sunt acele diferențe și să le tratezi ca atare. La Estonian, de pildă, mai avem un grup de oameni în fiecare țară care sunt dedicați business-urilor afacerilor de familie. Unde știm specificul și deosebirile față de, să spunem, companii de tip corporatist, care sunt cotate la bursă sau nu sunt cotate la bursă, și chiar îi adresăm un anumit tip de abordare, un anumit tip de produse și purtăm discuții cu ei complet altfel, cum am purtat cu, să spunem, o afacere care nu este afacere de familie. Când vorbim să nu uităm că afacerea de familie, până la urmă, este o formă antreprenoriatului. Deci, sunt niște antreprenori care sunt la mai multe o generație. Și o întrebare interesantă care se pune, evident, cum măsori performanța? Evident, e o chestie subiectivă. Poate fi forma de profitabilitate, de cifra de afaceri, de tot felul de factori obiectiv sau subiectiv. Și noi la Ernst & Young am făcut, dacă vreți, un lucru care, părerea mea, se apropie cel mai mult de jocurile olimpice sau de campionatul mondial, dacă vreți, în antreprenoriat. Am organizat deja de 28 de ani un concurs care se numește The World Entrepreneur of the Year. Ce se întâmplă este ca la jocurile olimpice sau la campionatul mondial. E un număr de țări unde se desfășoară acest concurs. 60 de țări până acum, 145 de orașe și 60 de țări. De fiecare țară se alege un antreprenor național a anului, dacă doriți un campion național, și fiecare an la Monte Carlo are loc o gală de decernare, de un concurs urmat de gală de decernare, a premiului The EY World Entrepreneur of the Year. Este un concurs destul de unic, de fapt e singurul în lume la nivel internațional, global, care este organizat de cineva. Deci, într-un fel, pot să spun cu multă mândrie în inimă și în suflet că e cel mai bun eveniment de acest gen și nu vorbesc asta pentru că este compania pe care o reprezint, chiar ceva apropiat nu există. Deci, de asta am folosit paralela cu jocurile olimpice și campionatul mondial. Asta sunt criterii, să spunem, oficiale care sunt folosite, dar cu siguranță se caută liderii de business care fac diferență. Care fac diferență și inspiră pe alții. Asta sunt criteriile principale. Și de ce am pomenit despre acest lucru mondial? Pentru că în 2014, acest an o să fie primul an când lansăm acest concurs și în România. Lansarea o să fie peste câteva zile, pe 14 mai.
urmând că evenimentul să aibă loc de alegere antreprenorului Amway în luna noiembrie, urmând ca câștigătorul național să meargă la Monte Carlo la anul viitor și că trage speranțe că avem șansa să intrăm cu dreptul și să intrăm pe podium cu reprezentanții noștri. Cam atât a fost. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumim, Alex. Ce criterii trebuie să îndeplinească antreprenorii ca să ajungă pe lista voastră, shortlist-ul la concurs? Sunt câteva criterii formale și cu siguranță putem să le împărtășim tuturor participanților, eventual după prezentare, să le trimitem. O să fie oricum cu un anunț public și prezentarea publică, cu toate detaliile necesare și date și toate fazele procesului. Deci e o chestie foarte deschisă și cu siguranță vrem să popularizăm cât mai mult această idee și acest fenomen, pentru că este o posibilitate de a da o deschidere și mai mare ideii de antreprenoriat și până la urmă sărbătorim reușitele antreprenorilor români mai public decât s-a făcut până acum, pentru că merită. Șerban Sărnescu, blog și Șerban Ro, info. Întrebarea mea este următoare. Ca reprezentant al unei, cum să spunem, industrie de statistică, eu cred că se poate spune așa despre asta. Cum apreciați situația antreprenorială, cultura antreprenorială în România? Să nu uităm că suntem nu știu nici măcar care se poate spune în adolescența antreprenoriatului. Deci, ai trecut 24 de ani. Please, in plain Romanian, spuneți de-a dreptul feedback-ul meu este dezastros. Se poate spune de multe feluri. Cu siguranță e nevoie de mai mulți ani, pur și simplu mai mulți ani, ca să ne maturizăm ca business și ca societate. Nu este să spunem, o problemă sau nu putem porta discuția asta separat. Antreprenoriatul este la nivel de care antreprenoriatul, așa cum îl văd și cum îl văd niște oameni care am încredere, este un mod de viață. În România se confundă cu un job. Iar explicația cred că o putem găsi foarte ușor. Și acum o altă întrebare. Care apreciezi ca fi diferența mea între un job și o afacere? Într-un cuvânt. Antreprenor și un job. Job și afacere. Sau job și antreprenoriat. Într-un singur cuvânt de viață. Un singur cuvânt. Orar. La antreprenoria e toată viața, la job e job. Poțin? Scalabilitate. Un job e nescalabil. Un business e scalabil. Iar ceva e un job. Mai mare, mai mic e un job. Deci că dacă mergem pe un cuvânt sau două, cred că avem vreo 10 sau 20 de calificative pe care putem să le alegem ca și diferență. Suntem aici la business de familie și ați venit cu tată. Așa. Și propriile dumneavoastră argumente să vezi definiția mea. Oricum vă mulțumesc. Aș mai avea și alte întrebări ale rezervă pentru ceilalți. Pentru că vă rog păreri diferite. Mulțumesc mult!